Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! În Miercurea Cenușii începe postul mare pentru credincioșii romano-catolici. Timp de 40 de zile, biserica propune un comportament înclinat spre pocăință. Discutăm și noi acum despre particularitățile acestui timp cu invitatul nostru de astăzi, Părintele Cornel Cadar, consilier cultural la Episcopia Romano-Catolică din Iași. Bine ați venit, Părinte! Bine v-am găsit! Înainte de toate să punctăm, care este semnificația primei zile din postul mare, Miercurea Cenușii? Prima zi, deci se cheamă Miercurea Cenușii, se numește așa pentru că în timpul liturghiilor este un rit special după Evanghelie și după predică. Se binecuvântează cenușa și apoi cenușa este impusă pe fruntea celor care sunt în biserică și care doresc să se angajeze să trăiască acest timp al postului mare, așa cum cere biserica. Ritul acesta vine din Vechiul Testament, mai ales semnificația aceasta a cenușii, pentru că în Vechiul Testament citim cum oamenii, când doreau să se apropie de Dumnezeu, să se convertească, să se întoarcă mai mult la Dumnezeu, se îmbrăcau în sac și își presărau cenușă pe cap. Tocmai de aici vine acest rit al impunerii cenușii astăzi în Miercurea Cenușii, de aceea se cheamă și Miercurea Cenușii. Totodată, ziua de astăzi e o zi de post și de abstinență de la mâncare pentru toți creștinii romano-catolici. Această cenușă este un rest după ce arde ceva. De ce tocmai cenușa este utilizată pentru a ne transmite ideea de a face pocăință? Pentru a ne aminti ceea ce suntem noi, că de fapt nu suntem nimic, suntem cenușă în cele din urmă și e interesant că cenușa aceasta vine de la arderea ramurilor care au fost purtate în procesiune din anul precedent, din Duminica Floriilor. Transmite tocmai condiția noastră, ce suntem. Noi avem tendința să ne considerăm oameni mari, oameni deosebiți și să uităm de cer și de Dumnezeu. Și vine ziua aceasta ca să ne amintească că, de fapt, vrând nevrând, ne îndreptăm cu pași repezi spre un final, un final al nostru, care va fi mai devreme sau mai târziu și trebuie să ne pregătim. Ce să înțelegem prin acest cuvânt al pocăinței? În momentul în care preotul impune acea cenușă pe capul credincioșilor, spune pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Până la urmă, pocăința aceasta transpusă în comportamentul nostru de zi cu zi, ce ar trebui să însemne? Cum să arate? Deci convertiți-vă și credeți în Evanghelie, sunt cuvintele lui Iisus, el așa și-a început predica, mai înainte a făcut Ioan Botezătorul, chemându-i pe oameni la pocăință, la convertire. Înseamnă întoarcere, întoarcere la Dumnezeu. A căuta să, poate că ne-am obișnuit până acum cu răul, deci trebuie să ne ridicăm privirea, să ne dezobișnuim cu viața monotonă pe care am dus-o, cu dacă ne-am obișnuit să nu ne rugăm, iată, convertirea înseamnă să începem să ne rugăm, sau ne-am obișnuit cu înjurătura, cu vorba murdară, convertirea înseamnă să lăsăm toate acestea la o parte, sau ne-am obișnuit cu alte rele, trebuie să ne cercetăm pe noi înșine și să ne întoarcem. Asta înseamnă convertire. Am luat-o pe un drum, vedem că drumul nu merge bine, ne oprim și ne întoarcem din drumul acela pentru a o lua pe drumul bun. Convertire, metanoia, care este în limba greacă. Dar convertirea aceasta nu vine automat. Este interesant și, de altfel, toate celebrările din acest timp al postului mare ne arată că doar dacă privim la ceea ce a făcut Hristos, la jertfa Lui, la patima și moartea Lui pe cruce, e o șansă pentru noi să ne schimbăm inima. Și de aceea în Biserica Romano-Catolică, și astăzi, ca și în fiecare vineri și în fiecare duminică, înainte de liturghie, este o așa numită celebrare, numită Calea Sfintei Cruci. Sunt 14 stațiuni, de la prinderea Lui Iisus și condamnarea Lui la moarte, până la punerea Lui în mormânt, în care creștinii au posibilitatea să mediteze, să reflecteze asupra fiecărei opriri a lui Iisus, căderea, întâlnirea cu mama lui sau întâlnirea cu Veronica, care îi șterge fața lui, sau căderea a doua oară și a treia oară, dezbrăcarea și în cele din urmă răstignirea pe cruce. Deci celebrarea aceasta, prin meditație și prin rugăciune, are tocmai scopul de a ne pune în contact cu patima și moartea lui Hristos.
văzând ce a făcut Hristos pentru mine, iubirea Lui, jertfa Lui, eu trebuie să dau un răspuns. Și de aici răspunsul cel mai potrivit pentru creștin este convertirea. Și de altfel și toate celelalte celebrări din timpul acestui post mare, precum și liturghiile, lecturile care se citesc la liturghii, ne amintesc de lucrul acesta, că Iisus Hristos a murit pentru noi și că este important să ne întoarcem, să ne cercetăm și să ne apropiem de Dumnezeu. Calea Crucii este un drum impus așadar de biserică. Spuneați mai devreme că ar trebui să ne dăm seama că nu suntem pe drumul cel bun. În ce moment noi, ceilalți care privim poate acum la televizor sau nu suntem chiar atât de conștiincioși în a ne ruga, nu știm să ne rugăm, în ce moment ne dăm seama că nu suntem pe drumul cel bun? Păi în viața de zi cu zi. Sigur, nici într-un caz nu ne vom da seama că nu suntem pe drumul bun dacă ne vom compara cu alții, pentru că mereu vom găsi oameni mai răi decât noi și vom ieși în evidență că suntem oameni perfecți, oameni buni în comparație cu alții. Noi suntem chemați să ne comparăm cu ceea ce cere Dumnezeu de la noi, cu sfințenia pe care El ne-o cere. Numai comparându-ne cu cerințele lui Dumnezeu, vom constata că suntem departe și atunci fiecare dintre noi, oricât de corect drumul ar fi pe care o ducem, mai avem încă de făcut câte ceva. E notat de altfel în ultima carte a Sfintei Scripturi, cartea Apocalipsului, că cel care este sfânt să se sfințească și mai mult și cel care este păcătos să se întoarcă. Mai e loc de bine, mai e loc de fapte bune, mai e loc de sfințirea vieții. În felul acesta ne dăm seama. Nu, repet, nu comparându-ne cu cei de lângă noi. Pentru că așa ieșim oameni buni, cei mai buni suntem. Ați mai pomenit și despre rugăciune, acest moment special. Contează în ce context are loc această rugăciune? Cum ne rugăm? Sigur că da. Timpul postului mare e un timp în care nu numai convertirea este importantă, dar e un timp de post și de rugăciune și în același timp de fapte bune. Rugăciunea are importanța ei. Iisus, de altfel, în Miercurea Cenușii, se citește tocmai pasajul acesta din Evanghelia după Matei, în care Iisus spune că atunci când vă rugați, nu o faceți ca să vă vadă alții că vă rugați, ci tu intri în cămăruța ta și acolo stai de vorbă cu Tatăl tău din ceruri. Rugăciunea înseamnă dialogul cu Dumnezeu, înălțarea minții noastre către Dumnezeu. Dacă trece o zi fără ca noi să ne gândim la Dumnezeu, nu are cum să crească raportul nostru cu Dumnezeu. E ca într-un raport de prietenie cu cineva. Prietenia se cultivă și raportul cu Dumnezeu se cultivă. Și se cultivă în rugăciune. Dacă nu ne amintim de El astăzi, mâine, relațiile dintre mine și Dumnezeu se răcesc și eu atunci nu mai merg pe drumul bun. Cât de mult contează respectarea regimului alimentar în timpul postului mare? Care sunt particularitățile postului mare la romano-catolici din acest punct de vedere? Sigur, e important postul, postul trupului ajută cumva spiritul, sufletul ca să se purifice. În postul mare este cerut credincioșilor catolici de specificat că postul nu este așa dur, nu este așa aspru cum e în Biserica Ortodoxă, de exemplu. Sunt două zile în acest timp al postului mare în care se cere abstinența și pe cât posibil postul total, ziua de Miercurea Cenușii și de Vinerea Mare, vinerea în care a murit Iisus Hristos. În rest se cere ca vinerile din timpul acestui post mare să ne abținem de la mâncărurile de carne, iar în celelalte zile este lăsat postul la libertatea fiecăruia, în măsura în care fiecare poate să sară o masă sau alta, în măsura posibilităților, în măsura puterii, pentru că nu poți să-i ceri unui om bolnav sau unui om care lucrează din greu. Dar scopul este tocmai acesta, de a ne purifica sufletul. Când zadar voi posti eu câteva zile, dacă nu stau bine cu vecinul, dacă se ceartă soții între ei, degeaba postez, nu le folosește la nimic. De altfel, profetul Isaia spune în Vechiul Testament, iată postul care îmi place mie, spune, nu vreau să vă văd așa slăbiți ca un pipirig, ci postul care îmi place mie este acesta, desleagă lanțurile răutății, împacă-te cu cel de lângă tine. Fii bun cu cel de lângă tine. De unde vine această restricție de la carne doar în ziua de vineri? Pentru că vinerea, într-o zi de vinere, a murit Iisus Hristos.
El a renunțat la sine însuși și s-a jertfit pentru noi, pentru păcatele noastre. Este iubirea maximă a lui Dumnezeu, tocmai acolo pe cruce o descoperim. În amintirea acestei zile a jertfei sale de pe cruce, noi suntem chemați să renunțăm și noi la ceva. Renunțăm la mâncare, dar postul cel mai bun, spun Sfinții Părinți, este atunci când cu renunțarea pe care ai făcut-o, cu mâncarea la care ai renunțat, o dai celui care nu are. Înțelegem așadar că postul mare implică un adevărat comportament, un comportament schimbat. Ar trebui acum fiecare dintre noi să-și modifice, eu știu, atitudinea la serviciu, la școală, referitor la tineri, la elevi, atitudinea față de copiilor, față de părinți. Aici ce înseamnă post în viața de zi cu zi? Deci nu numai postul mare implică un comportament schimbat, o întoarcere spre Dumnezeu. Tot timpul noi trebuie să ne întoarcem spre Dumnezeu. Biserica însă a așezat acest timp special ca să ne amintească, să sublinieze într-un mod deosebit. Sigur, dacă eu constat, cercetându-mă pe mine însumi, că nu e în ordine comportamentul meu la serviciu, că pun mâna pe bunul altuia, pe bunurile care sunt, cu care lucrez și le duc acasă, dacă eu constat că tocmai cu colegii de la serviciu nu sunt în ordine, ce înseamnă întoarcerea? Întoarcerea înseamnă să reclădesc relațiile, să le îmbunătățesc. Dacă eu constat că vorbele mele nu sunt tocmai frumoase, nu sunt tocmai vorbe care să califice un creștin, să-l caracterizeze pe un creștin, trebuie să schimb limbajul, să am vorbe bune pentru cei de lângă mine. Adică să mă asemăn tot mai mult cu El, cu Iisus Hristos, despre care citesc în Evanghelii, că făcea mult bine pe unde trecea și avea un cuvânt de învățătură și de încurajare pentru toți aceia pe care îi întâlnea El. Am văzut că și Papa Francisc a transmis un mesaj cu ocazia începerii postului mare în Miercurea Cenușii, un mesaj care ne spune că sărăcia care ne face cu adevărat bogați, el vorbește despre această sărăcie care ne face cu adevărat bogați, este cumva o logică inversă față de cum suntem noi obișnuiți oamenii. Cum adică sărăcia care să ne facă bogați? E un mesaj foarte interesant. De altfel, Sfântul Părinte Papa Francisc pornește de la un text din Apostolul Paul, din scrisoarea către Corinteni, capitolul 8, versetul 9, în care Apostolul spune: Hristos Iisus, deși era bogat, s-a făcut sărac pentru ca prin sărăcia Lui să ne îmbogățească pe noi. Sărăcia Lui s-a despuiat de sine însuși să ne îmbogățească. Asta ne arată că atunci când noi renunțăm la rău, de fapt nu sărăcim, îmbogățim. Este sărăcia care ne îmbogățește. De altfel, Sfântul Părinte în mesaj spune la un moment dat că mizeria cea mai mare a unui om este să nu trăiască ca un fiu de Dumnezeu. El, de altfel, identifică trei feluri de mizerii. Este mizeria materială, care este egală cu sărăcia, și aici ne cheamă pe toți să ne implicăm. Aici intervine acea pomană pe care o facem, implicarea pentru a-i ridica pe oameni din sărăcia materială, dar e și mizeria morală, dependența aceasta de păcat din care trebuie să ieșim, și la asta ne cheamă postul mare, precum și există și o mizerie spirituală, o necunoaștere, o mizerie în care nu-L cunoaștem pe Hristos, nu citim Scriptura, nu mergem la liturghie, nu ascultăm Evanghelia pe care o citește preotul sau apostolul sau lecturile. E o necunoaștere și asta este o mizerie spirituală din care trebuie să ieșim. Trei feluri de mizerii, dar mizeria cea mai mare a unui om este să trăiască departe de Dumnezeu, spune Sfântul Părinte. Cum ne putem apropia de Dumnezeu mai mult în această perioadă? Mă refer la per ansamblu, la toți cei care se consideră a fi credincioși. În timpul acesta se recomandă pentru toți mai multă meditație, tăcere mai multă și gândul spre Dumnezeu. Să deschidem în casele noastre Sfânta Scriptură, să ne îndreptăm pașii spre biserică, să ascultăm cu atenție lecturile, să ne cercetăm pe noi înșine, să vedem ce avem de schimbat. E un timp în care vom auzi chemarea în biserică în aceste zile de a ne apropia de scaunul de spovadă, de a ne spovedi, de a ne mărturisi păcatele, pentru ca să primim deslegare. Toate acestea au scopul de a ne pregăti cum se cuvine
pentru sărbătoarea cea mai mare din creștinism, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Părintele Cornel Cadar, consilier cultural la Episcopia Romano-Catolică din Iași, mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră. Vă mulțumesc și eu. Dezbaterea zilei a ajuns la final. Sunt Daniela Fronea, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!